Lucrările executate de către constructor până în prezent reprezintă 80% din volumul total de lucrări contractate inițial pentru parcarea semi-îngropată, cu o capacitate de 91 de locuri de parcare, urmând a fi demarate lucrările pentru etajul superior, unde vor fi amenajate alte 85 de lucrări de parcare. Totalul investițiilor se ridică la aproximativ 8,5 milioane de lei, bani asigurați din bugetul propriu al județului, iar la finalul lucrărilor parcarea va oferi un număr de 176 de locuri, inclusiv cele destinate persoanelor cu dizabilități și cele pentru mama și copilul. Tot în cadrul acestei investiții vor fi executate lucrări pentru amenajarea unui spațiu verde, ambiental și de agrement. Parcarea va fi dotată cu un sistem de supraveghere video și va funcționa în baza unui regulament. Proiectul pentru amenajarea parcării și spațiul de agrement în zona Spitalului Județean de Urgență Zalău a demarat în luna iulie 2020, fiind o investiție atât de necesară și solicitată de către cetățeni. Lucrările vor fi finalizate în toamna acestui an. Amenajarea parcării pe două niveluri este vitală atât pentru funcționarea optimă a Spitalului Județean de Urgență Zalău, cât mai ales pentru confortul cetățenilor care au nevoie de îngrijiri medicale și aparținătorilor acestora. Investiția se realizează în paralel cu alt proiect extrem de important pentru sălăjeni, și anume extinderea și modernizarea unității de primiri urgențe SMURD, a declarat președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu Sălăjanu.